Incendiu de proporții pe o insulă vulcanică din Italia, în urma căreia a fost pârjolită o bună parte a unei rezervații naturale și au fost afectate mai multe case. Incendiul ar fi izbucnit accidental din cauza unei echipe de producție cinematografică ce tocmai filma o peliculă ce, ironic, se numește Protecție Civilă. Administrația locală a promis că îi va aduce pe vinovați în instanță. Mai mult de jumătate din vegetația de pe insula Strombili și câteva case au fost pârjolite de un incendiu care a izbucnit în timpul filmării unei pelicule denumite Protecție Civilă. Flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului și, în scurt timp, au scăpat de sub control. Pentru a le stinge, pe lângă pompieri, a fost nevoie și de intervenția populației locale. Primarul din Lipari, principala insulă a arhipelagului din care face parte Stromboli, a precizat că îi va chema în instanță pe cei pe care îi consideră responsabili. Este un miracol că nu au existat victime, însă meritul revine fără îndoială cetățenilor care au luptat împotriva flăcărilor ca niciodată. Nu am dat nicio autorizație echipei de filmare. Acum vrem să vedem cine este responsabil. Avocații noștri știu ce trebuie făcut, a precizat Marco Giorgiani, șeful administrației locale. Potrivit pompierilor, echipa de filmare nu primise încă autorizația de filmare în zonă, astfel că la fața locului nu fusese trimisă o echipă de pompieri pentru precauție. Zona distrusă era și o rezervație naturală, așa încât acum cazul este investigat și de Procuratura din Sicilia. Insula Stromboli este situată în nordul Siciliei și are aproximativ 450 de locuitori. Ea a apărut în urma erupției vulcanului cu același nume, iar în anul 2000 a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.